prima săptămână din postul Paștelui a crescut profiturile comercianților de fructe și legume. Chiar dacă prețurile bat la buzunar, cei care țin post se înghesuie la tarabele pline cu verdețuri. Și dacă zarzavaturile se vând ca pâinea caldă, carnea, ouăle și peștele rămân deocamdată în vitrine, spre ghinionul comercianților care se plâng că le-au scăzut vânzările. Prima săptămână de post a adus profit mai mare comercianților de fructe, legume, dar și celor de boboase. Aceștia spun că au marfă proaspătă, așa că și vânzările sunt pe măsură. De la începutul săptămânii ați observat totuși o creștere a vânzărilor? Da. Cresc vânzările când se începe postul. Că la noi e proaspăt, ia ca ce. Toți vin, adică că scumpere ceva mai proaspăt și mai ieftin. De serie. Da, este moldovnesc, în afară de marar și e ca caseroli, așa, dar restul e moldovnesc. Ca afară amu nu e nimic, în afară de leurdă și urzic. Prima săptămână de post, totuși lumea cumpără? Cumpără, da. S-a vândut prea bine ca timpul de urmă. Cele mai scumpe e ca sunt 70 lei. Sunt mai bășcate, mai... Dar lumea este interesată, întreabă. Este. E produs de post și se întreabă. Dovadă că lumea postește sunt și rândurile de la terabele cu fructe și legume. Oamenii spun că vin la piață pentru că aici găsesc totul proaspăt și la un preț mai bun. Cam cât ați cheltuit pe această pungă? 55. Sunt scumpe? Și munca e. Trebuie de prețuit. Eu așa socot. Stai și înghesti, plouă, trebuie să vinzi, trebuie să lucrezi. Astăzi, spre exemplu, cât ați cheltuit pentru ce aveți aici? Nu mult. 80 de lei. 235 de lei. Este mult, este puțin? În mediu, aș spune. Unii însă cumpără și cantități mici, pentru că nu țin pasul cu prețurile mari. Vă permiteți așa câte puțin? Cum? La castraviet sunt mai scumpi și ridichea de primăvară. Dar în rest e totul prețul vechi. Ridichea e proaspăt. Cam nu-i vechi, cam e piperat. Este scump. Foarte scump legumele, de atât mă uit și plec mai departe. În același timp, comercianții care vând carne, lactate, ouă sau pește spun că nu au mai avut situații ca în acest an. Cu toate acestea, sunt optimiști și speră că săptămâna viitoare vor avea mai mulți cumpărători. Foarte rău, foarte se observă că e post, lumea ține. Greu de tot. Vânzările ieși în jumătate, nu sunt. Și cum v-ați observat asta de la începutul săptămânii? Da, din prima zi s-a observat. Din prima zi. În parcă nu s-a observat chestia asta, dar anul ăsta e foarte. Ține lumea, credincioasă și ține. Scăzut, lumea ține post. Care nu ține post? Și se observă, da. Pești, câte un pește doi, așa înainte mai loc kilogramele, dar acum eu câte un pește doi. Întrăm în situația cumpărătorului. Dar vă așteptați la ceva mai mult pentru săptămânii? Ne așteptăm atunci când se mănâncă, e dezlegare. Da, desigur, a scăzut. Da, e ca de ieri, alaltăieri când i-a adus, da, a scăzut. Prețurile, binișor, dar nu avem oameni. În ceilalți ani, cunoașteți, în perioada asta erau vânzări, da? Sunt mai mult, da. Din ce în ce mai greu merge și mai greu. Postul Paștelui a început luni și este considerat cel mai lung și riguros de peste an. Acesta durează 7 săptămâni și se încheie în noaptea învierii.